Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim, fraților, cu încă un episod din seria noastră de Ark Anunnaki Genesis. Și ca de obicei, înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe fiecare în partea să jucăm putem de like, să strângem cât mai multe, să reușim să strângem și noi peste 1000 de like-uri la acest episod, pentru că știu că este seria voastră preferată. Bun, în primul rând, unde este Blackout? Probabil asta este prima întrebare care v-a răsărit în minte. Și răspunsul îl voi da imediat. Știți voi că pe lângă casa mea se află un Warden, Garoș sau Groș sau cum se numește, da? Turtle-ul. Și nu știam eu dacă e agresiv sau nu, așa că m-am decis să mă apropii cu Pteranodonul, cu Blackout de el, ca să eventual să-l mut de acolo, pentru că se apropia foarte, foarte mult de casă. Bom. Nu părea agresiv, așa că am zis, hai să trec cu un barrel roll și să-l lovesc un pic, că până la urmă poate reuși să-l mut. Nici nu m-am apropiat bine, să-i dau o lecuță de damage, că m-a și pălit. 20 de mii damage, one hit, atât pentru Pteranodon, cât și pentru mine. Pe lângă asta mi-a spart și, mă rog, armurile și am pierdut tot ce aveam. Da, e ok. Bun, Garoș, sau cum l-o chema, Warden, nu este lângă casă, încă lângă casă. Dar nu prea am ce-i face, pentru că 18.000, what? Damage? Pteranodonul meu avea 4K viață, săracu. Wow, și era level 600 și ceva. Warden-ul e level 600, dacă vă întrebați. Deci, da. Bun, între timp am zis, bă, piciorul, nu mă pot prezenta în următor episod fără Pteranodon, așa că o să prindem unul. Un Pteranodon aici mic, 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 vedem cum îl numim. Level 448, un 270. Te-ai muit, 3K viață, 1800 stamina, 360, așa, 464 weight-ul și 153 movement. Nimic, nimic special, cu mult mai prost decât Blackout, dar e ok. Însă, nene Andrei a mai prins un Pteranodon. 525! Deja a pierdut două levele, dacă nu mă înșel, dar nu-i bai. Avem aici un 525 cu 3200 viață, 2600 stem, 395 melee și asta înainte de a fi teimuit, da? Înainte de a primi bonusul de 260 de levele. Deci, wow, 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 wow. Dar e ok, vom avea 2 Pteranodoni pentru că na, nu se știe niciodată când mai fac vreo prostie și o să trebuiască să am un backup, dar e ok. E chiar ok, e chiar ok. Va trebui să mutăm totuși Warden-ul ăla, dar nu știu cum. Chiar nu știu cum o să-l mut de acolo. Pe lângă Warden-ul ăla, se află lângă casă un... Wow, câți Pteranodoni. Se află lângă casă un... Nu aici, mai în partea aia, un Alpha... Alpha de la... Ia ce le vedești tu? Un Alpha Terrorbird sau un Prime Alpha, habar n-am. 940, ok. Nimic special, mi se pare că am văzut un Frozen pe aici. Ar fi foarte mișto un Frozen. Frozen Pteranodon. Dar... dar nu cred că e Frozen. Nu, cred că astea sunt culorile. Ok, nu contează. Bun. Ce n-am găsit eu pe harta asta? E bine, nu am găsit cristale. Și asta mă cam deranjează, pentru că nu am un scope din acela, un spyglass. Și e cam nasol fără, credeți-mă, e... Este super nasol fără un spyglass și am nevoie de un spyglass din ăla pentru a vedea și eu cu ce mă lupt. Pentru că, na, până la urmă, trebuie. Bun, hai să-l hrănim cu... Wow, 97. Remote use. Și de rest o să facem niște Anunnaki Poison Arrows. Super șmechere, super șmechere. Foarte mișto chiar. Și aș vrea să deblochez potion, potion table. Am deblochez acest potion table. What the hell? Cristale 30? Magical Viresen. What? What? Magical Viresen. Oh, ok.
Și acel magical... What the hell? Stați așa. What? Magical... Tier 4 Magical Essence. Și cum îl fac? Asta e întrebarea mea. Magical Structure Bench. Pe... Magic Composer? Collects into magic with some magic essence. Magic seed. Vieresen. Plant in a crop plot and it produce vieresen. Magical vieresen. What? What? Și de unde fac eu magical vieresen din ăla? Wow! Wow, asta e întrebarea mea. Oare ai dropat de la ceva? Magical... Tier 4 Magical Essence. Magic Seed. Plus Incense. Ok, producem Magical Incensin din ăsta. What? Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Dacă m-ați putea ajuta cu chestia asta, ar fi super mișto. Super mișto ar fi să mă ajutați cu chestia asta. Ok, mă rog. Bun, pe lângă chestia asta, vreau eu să mai văd, deci avem Anunnaki, Lance. Ok, nu vreau Lance, Anunnaki Workbench. O să facem și o din aia, Sedative Narcotic. Astea sunt bune. Astea sunt bune, le vom lua. Ce voiam eu să mai văd? Pimpt. Mai avem Bionic Casey, Bionic Giga, Pike. Vreau să mă uit așa un pic până se face puterea Donald, să vedem ce mai avem pe aici. Deci, Potion. Deci avem Magical ok. Dar Magical Vieresen ăla, unde îl fac? Asta este întrebarea mea. Unde facem noi acel Magical... Ah, mai pierd un level. Fuck! Magical Vieresen. Cam plante? Nu cred că găsim. Nu? Habar nu am. Ia, numai o clipă să mă mai uit o dată. Magical... Bun, ok, hai să blocăm chestia asta, să vedem. Sunt tot felul de magical chestii, văd. Ok. Magic fertilizer. Magical structure bench. Metal ingot 5. Ok. Ne vom ocupa și vedem cum... Bun, până se face pteranodonul ăla. Vreau să mă duc eu acasă. Bun, mai pompăm un pic de viteză. Vreau să mă urc repede acasă și să văd dacă putem face acel magical... What? Deja? Ok. Magical chestie, uite, Warden-ul. Bun, probabil o să vă întrebați bandele la ce trebuie ție chestia aia. Ei bine, vreau să fac poțiuni de... vreau să fac poțiuni de... what? Vreau să fac poțiuni. Poțiuni de XP și mai știu eu ce chestii. Unde e Pteranodonul? Pentru că trebuie să aducem, uite, avem acolo un Golden Dodo. Dodo. Foarte puternic, care dropează Golden Treat. Și mi se pare că e instant tame pentru orice. Foarte, foarte șmecher. O să ne trebuiască o creatură cu damage incredibil de mare. Bun, văd că avem aici fier. Foarte bine. Ok, o, super boss. Putem căra cu ăsta nebunie. Dar oare cât e... Wait, 360 wait. Ok, tic. What? De asta, cât ocupa fierul ăsta de curiozitate? 9? Bă băiatule, cărăm la fier, dar ni se ia. Oh my god. Oare putem căra... 400? Mai mult de 400? Nice. Hai să aruncăm pietrele. Oh, da.
Oare putem căra atâta fier? Putem! Doamne, nu cred că putem căra 703. Oh my god! Ok, asta înseamnă să fii șmecher. Să poți căra super, super mult fier. Super, 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 super mult fier. Mii de bucăți. Ok, cred că atâta e suficient. Da. E suficient. Suficient. Păcat însă că n-am găsit cristale. Sunt un picuț dezamăgit, pentru că nu prea știu locațiile pe harta asta și nu știu unde avem niște cristale, ceva, da? E ok. Ia să vedem. Damn, sunt 300 plus. Plus, nu mă cred că vine acum 733. O, da, asta înseamnă să car metal, frate. 1014 bucăți. Hai să lăsăm la făcut. O să dureze super mult, dar e, nu e bai. Până ne ducem noi să ne facem teranodon, nu e, eu zic că e ok. Bun, și o să trebuiască să prindem și alte chestii, mai șumechere, mai nebune. Tu ce level ești, my friend? 240. Îmi place teranodon. Wow! 784! Tătic! 4600 viață, 4300 stamina, 621 melee deja, 636. Mamă, 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 mamă. Pare rău. Tu să lasă să mergi acasă. 531 weight? What? What? Nu cred, o să cărăm la fier cu ăsta. Mamă, mamă, mamă. Doamne. Doamne! Să băgăm melee și viteze și de toate, dar ne trebuie poțiune, mă, ne trebuie poțiuni din alea. Neapărat. Trebuie eu să văd cum fac chestia aia. Ok. Tu. Hai, nu mă clipă să... Ok, hai să-i parcăm bine. O să trebuie să fac eu rost de încă o șa de pteranodon. Și o să fie ok. Nice! 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 O să-l numim... Oh, aș vrea să-l numesc pe ăsta Sky Terror. Da. Sky Terror. Ok! 786! Wow! Bun, între timp, hai să vedem cum reușim să facem noi acest magical chestie. Și o să trebuiască să încerc să fac, să văd dacă pot scot ceva. Magical structure. Vreau să văd dacă pot să scot un gen, nu știu, era un forge. Ceva forge. What? Habar n-am. Tech Foundation. Habar nu am ce chestiile astea. Hai le facem pe toate, pentru că până la urmă consumă foarte puțin. Dar nu știu în ce le craftăm. Poate în ăsta, în Magical... Chiar nu știu, hai să vedem. Wow! Oh! What? Atât? Atât? Păi și forgiurile alea, tătic, unde le craftez? Habar n-am unde le craftez, să-mi trag palme. Magical... Level 120. He, da, să zicem. Mă rog. Oricum, dacă știți voi, dacă aveți voi vreo idee legată de chestiile astea, aș fi super încântat să aud. Până una alta, hai să încercăm să facem niște level up pe Sky Terror. Sperăm că nu-l pierdem. Avem 631 melee, ok. Încercăm să omorâm acest Prime. Nu Prime, acest Alpha. Dar, știți voi cum sunt Alfa e destul de puternici. Destul de puternici. Așa că o să avem ceva de furcă. Dar e ok. Ăla e, tătic. Hai!
Rupe în gura târgului. El ne dă 144, eu îi dau 315. Destul de slăbuți, destul de slăbuți. Blackout dădea 500 și ceva damage. Oh, damn, am văzut cumva level 600. Wow! Wahoo! Ce dă nebunul? Doamne! Doamne! Hai să căutăm... Nu, lăsăm ăla. Până mea, n-am pteranodon de luptă sau ceva, momentan. Este doar un micus pteranodon cu niște staturi destul de șmechere. Până mea, pteranodon nu e cine știe ce, dar are level 781. Bun, hai să încercăm să găsim niște cristale totuși. Pentru că, na, trebuie să facem și chestia asta. O să mă mai informez eu în legătură cu chestiile alea. Și o să ne mai revedem. Cel mai probabil, dar vreau să... nice, ești șmecher, mă. T-Rex! Ok, trebuie să-i facem pe băieții ăștia doi. Ok, deja în sânge, super, nice. Wow! Tu ce level ești, my friend? Pare a fi un level destul de mare. 737 deja? 368, ok. Mai întâi băgăm atacul, după care băgăm niște movement și un pic de viață. Hua! Easy! Ok. 779, bun. Pretty good. Bun. Unde ești, mă? Easy, Argent Tavis Talon. Și tu vrei bătaia, vrei bătăiță. Ok, animalele default sunt destul de easy de omorât, dar... Mă rog, asta până întâlnim un alfa sau un prime alfa. Wow, nice. Ok, găsirăm chestii și mechere. Vreau să ajung la 1000, la 1000 melee. După care, cred că o să încerc... Asta cred că e un prime. Asta cred că e un prime. Ăla cred că e un prime. Clar, ăla... Dar nu sunt 100% sigur. Mă gândesc că e un prime și n-aș vrea să-mi dea 5000 damage și să mă lase lat. Așa că nu o să ne riscăm cu el. Până nu fac 10k viață pe Pteranodon, nu m-aș băga în luptă. Ok. Hai să ne punem aici, să ne potolim până își revine harta, că văd că... Ok. Văd că o ia razna și nu-mi place. Vreau cristale. Chiar de greu să găsesc niște cristale, pe bune. O peșteră în apă, probabil... Ar avea foarte multe cristale. Și peștera aia probabil ar avea foarte multe cristale, dar eu vreau... hai să intrăm totuși. Poate găsim niște cristale. Mă gândesc. Nu? Ok, am găsit cristale, asta e clar. Găsirăm niște cristale, dar... sincer, nu prea m-aș băga eu acolo. Ia să văd eu ce avem. E un șarpe până la urmă. Un șarpe de la acolo. Cât torpor să dea? Destul de mult. Ok, dar avem niște stimulante la noi. Da, e bine. Bun, hai să încercăm să omorâm șarpele ăla totuși. Yes! Nice! Să facem rost de niște cristale. Că văd pe aici că avem cristale. Și cristalele sunt destul de bune.
Eu l-o fac des. Yes! 25! Nice, sper să nu mă atace ceva. Ok, bun, 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 bun. Bun, știm de unde găsim cristale acum. Măcar, dar dacă pe munte nu găsesc, facem văz în altă parte. Super, 853. Hai că ne mișcăm. Hai să fac un spyglass. În sfârșit. În sfârșit avem un spyglass, fraților. Doamne. Doamne. Doamne, de când așteptam? De când așteptam eu un spyglass? Ok, hai să vedem acum ce e chestia aia. 4. Female adolescent carno. Ok. Wow, ăsta. Prime Alpha level 600. Doamne. Ăla nu-i de joacă. Ăla, fraților, nu-i de joacă. Ok. Deci 1000 damage și după care mai vedem ce mai facem. Bun. Bă, e bine. E bine. Ne-am scos. Oh my god, ăla ce e? Tot un prime? Apex? What? Apex Carno? What the hell? Deci există prime, există alpha, există prime alpha și Apex? Wow! Wow! Ăla cred că, mamă, cred că one hit-em de ăla. Să-mi trag palme. Doamne, doamne. Bun, ce aș vrea eu să mai caut? Deci am găsit cristale, e bine. Vreau să văd Magical Essence-ul ăla, cum e. Și aș vrea să fac rost de... Trank. Tranquilizer Darts. Bun. Știu că e 30cc. Cum se numește ăla? 30cc. Ok. Dart. Anunnaki Poison. Nice. Bun. Rifle. Flare gun. What? Chiar trebuie să stau? Flare gun. Oh my god. Gunpowder. Bun. Trebuie să ne concentrăm să facem niște din astea, niște unelte. Cât mai puternice pentru a îmblânzi tot felul de creaturi. Cât mai șmechere. Gunpowder seed. Spark powder. Spark powder. Bun. După aia. Gunpowder. Flare gun. Rifle. Long neck. Vreau. Rifle, mă. Așa, așa, mă. Trank. Tranquilizer și Anunnaki Poison Dart. Poison Arrow. Can only be used with a long... Ok. More effective. Super. Super. Bun, hai că am rezolvat și pasta. E bine. 867. Mamă. Și aș vrea să găsesc eu un poison ceva. De fapt, mai întâi cred că aș face rost de... Cred că aș face rost mai întâi de... chestia aia nebună. De long neck rifle și de tranquilizer darts alea. Și după aia cred că ar fi cel mai ok să ne apucăm să... să căutăm alte creaturi de îmblânzit. Poate o armură ar fi ok de făcut... Tech. Tech armor. Oh, tech armor. Oh, kidding boots. Oh, nice. Bun, tactical fabricator. Dar nu vedo că cu o căruță de chestii, nu? Bun, ce avem noi pe jos aici? Că muzica asta nu-i degeaba. Avem dodolici, avem Carno, care o să-i dăm easy. Wow! Wow! Tătic!
Uai de capul meu. E bine că-i car super multe bucăți, dar... Na, la un level 300 cât e el... Doamne, vă dați seama. Prime Alpha sau Apex-ul. Ăla cred că un Golden Dodo sau ceva oricum. Ceva urât e. Poate. Ce ești, mă? Tu ești Carnos simplu. Și tu ce ești? Elite? Habar nu am. Gama, hai să băgăm Gama, să văd luna dacă cum se vede. Văd că soarele a început iar să se vadă așa foarte mic și foarte urât. A, dar luna văd că e cât de cât ok. Uite, știu, what the hell, ce-i soarele ăla? Cred că iar mi s-o fi buguit asta. Da, mă rog, da, what? Da. Cred că s-a buguit iar... ăsta, zi să-i zic. Luna s-a buguit, cerul s-a buguit iar și n-am mai instalat alte moduri de data asta. Dar e ciudat, e ciudat. Mă rog, o să rămânem cu luna, așa că nu mai cade. Deci Apex-ul și mai era ceva în partea asta. Mai auzeam eu ceva în partea asta, ia. Ceva nebunie. Apex și cu Prime Alpha. Doamne, doamne, cum să te bați cu așa ceva? Cum să te bați cu așa ceva? Bun, da, revenind la bugul ăsta, chiar nu înțeleg, pentru că eu nu am mai adăugat absolut niciun mod, absolut niciun mod, și nu înțeleg de ce se vede iar luna așa. O fi oare de la ceva setări? Chiar nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. O fi de la ceva setări până la urmă, da? Mă rog. Chiar nu știu, chiar nu știu. Hai să mergem repede să luăm. Nu, de fapt drop-ul ăla nici nu cred că se merită să-l luăm. Hai acasă. Cel mai bine mergem acasă. Bineînțeles dacă ne găsim casă. Care ar trebui să fie în partea aia. Ok, și cred că ar trebui să încheiem și noi acest episod. Până data viitoare o să încerc eu să mă informez în legătură cu... cu Magical aia, cu Potions. Pentru că vreau să facem niște poțiuni. Să ne facem level up super, super easy pe astea. Da, să vedem de unde facem rost de vernisent ăla sau cum s-o numi. Da? Și să facem și noi un forge, un ceva cuptoraș, pentru că e cam greu, e cam groasă treaba. Și nu știu ce să fac. Ah, dacă tot suntem aici. Doamne, n-am aterizat deloc cu ăsta. Dacă tot suntem aici, hai să... A, e Prime Alpha! Nu e Alpha normal! E Prime Alpha Terror Bomb de level 600! Am înțeles acum! Ok, eu cream că e doar un Alpha simplu, mă! Ok, am înțeles! Am înțeles, e... gândită problema. Ok. Da. Dar ăsta are viață, ești nebun. Ăsta are viață. Ăsta chiar are viață. Bine. Nice. Stegosaurus. 895, bun. Ne apropiem de 1000 melee și totul o să fie foarte, foarte gay. Bun. Sper foarte mult că v-a plăcut acest minunat episod și 812, nice. Și o să ne revedem data viitoare cu și mai multe nebunii. Sper repede să punem cristalele astea bine și fierul magical aia și vedem. Bun, până data viitoare, toate cele bune, la revedere!